Danny Cato Disco, High Hopes, am ascultat la Virgin Radio. Suntem în direct la maratonul lui Nicolae. Au trecut multe ore, mi-e foarte greu să le calculez. Irina Rimes. Da, eu cine, da. Da, mă așteptam, mă simt foarte relaxat. Deci, când vine dori? Irina, pot să fiu... Meniu cu ce? Băutură mare, medie, mică? Ce doriți? Suntem și live pe Facebook-ul Virgin Radio România. Ah, Irina, bun. Îți spun de la început, la un moment dat, în timpul emisiunii, trebuie să dai un hanorac cu Virgin Radio pe care o să-l și semnezi așa cum vrei tu. Până la ora asta am dat hanorace în funcție de ce întrebări au pus oamenii pe WhatsApp-ul nostru 0734363 de 0. Practic, cea mai bună întrebare a câștigat hanoracul. Și tu alegi întrebarea. Așa că dăm start întrebărilor. Orice întrebare aveți pentru Irina Rimes e binevenită. Bă, eu știu ce întrebare o să câștige, sincer, dar vreau și eu să mă uit. Unde e telefonul meu, oare? Păi nu, că astea vin pe WhatsApp aici. Dar poți să te uiți pe live. Păi asta voiam să... Pe Facebook. Ce mai comentează lumea. Acum îl deschid și eu. Să întreb și eu dacă le place noua mea piesă, dans. Păi asta, cu asta mi-am propus să încep. Cu dans. Că e clipul ăla în care este un desen care dansează așa foarte funny. Mi se pare funny. Păi e funny. Chiar m-a surprins. Asta e ideea. Mă așteptam să văd o Irina acolo, să un... Nu, dar de ce? Eu, adică, nu știu. Eu personal mă ridic dimineața din pat, mă uit în oglindă, nu sunt ca și cum... Irina, ce dor mi-a fost de tine, Doamne, cât te iubesc. Nu, iar tu. Nu, eu așa fac. Mă gândesc că și oamenii tot se mai satură de mine. Hai să mai scot și ceva, nu neapărat. Bine, să nu neapărat un clip. Cei care s-au uitat și știu despre ce e vorba, au văzut că acolo scrie visual. E un clipuleț, e un visual. Exact. Adică, e un clip visual. Păi și fii atent, hai că poate n-au auzit oamenii piesa. Deși a făcut ceva. Uite, e în trending. Pam. A intrat în trending? 27 în trending. Slavă Domnului. Cât știai că a făcut piesa? Hai să verificăm. Ultima oară știam 200 de mii. Are 180 de mii. Hai mă. 338 de mii s-a dus și se duce bine. Dacă e pe 27 în trending în momentul ăsta, îți dai seama. Și astea oricum nu cred că sunt view-urile reale, dar hai să dăm play. Mă lași să dau play? Sau? Da, hai. 3, 2, 1, 7.
Și am și dansat aici în studioul Virgin Radio. S-au stins și luminile. Și fii atentă, a întrebat cineva: ce fac Andrei Nicolae și Irina Rimes când nu-i vede nimeni? Eu pot să răspund foarte ușor la întrebarea asta. Fac ce face toată lumea. Dans în doi. Dans în doi. Dar separat eu fac ce face toată lumea. Tu ce faci când te vede nimeni? Eu? Mă scarp în muric. Da, uite că nu mă așteptam. Mă gândeam că a prins niște luminițe. Nu, asta fac când mai e cineva și mă aude. În general. Da, mă scarpin și în buric. Da? Așa? Da. Des? Nu chiar des. Uite, o să încep și eu acum că na, a influențat atâția oameni, o să încep și eu. Poate eu sunt mai drăguț. Ce fac când nu mă vede nimeni? Păi, nu, că fac lucruri rușinoase. Adică ce face toată lumea? Ce, trebuie să le enumerăm acum? Nu, e ok, mai ales că ai și mâncat. Știi? Și vreau să fim bine. Asculți ASMR? Ce să... ASMR? Dar puneți căștile acum. Fac uneori ASMR. Faci ASMR? Da. Vrei să facem ASMR în direct? Hai, fii atent. Ce? Eu am șaurma acolo, dacă vrei. Vorbește încet. Da. Bine v-am găsit. Suntem Andrei Nicola și Irina. Trebuie să ghicească lumea. Ce a fost asta? Ah, ok. Păi, suntem live. O să fie greu pentru cei care ne urmăresc, da, pe Facebook-ul care ne aud doar pe radio. Virgin Radio România. Pentru cei care ne aud doar pe radio, trebuie să ghiciți. Dar hai să facem... Știi că fac oamenii ASMR așa la microfon? Da, dar trebuie să mâncăm ceva. Adică asta cu doar cu... Da, Antonia a venit cu niște pop arts, ceva pop rocks. Și s-a auzit foarte... Știi? Dar, na, nu știu dacă oamenii sunt pregătiți la ora asta să ne audă cum facem. Bine, nici că toată lumea înțelege conceptul de ASMR. Da, sunt nici niște... Nici eu nu înțeleg, sincer, adică... Nici ASMR eu n-am înțeles. Nu ai cu ce te ocupați. Cât de plictisit trebuie să fii ca să faci ASMR? Haide, m-am făcut și Cardi B ASMR. Da, dar asta după ce... Mă rog, asta că pe niște mulți bani, dar înțeleg. Și aș fi făcut pentru mulți bani, dar... Nu, dar... Să știi, pe mine mă relaxează ASMR, oricât de dubios ar suna când îi aud pe oamenii, dacă fac așa, și când fac în urechi, sunt... Bă, ai de capul meu. Jur, chiar mă relaxează. Te uiți la mine ca la ultimul nebun. Sunt ok, sunt același. Nu, eu pe mine nu mă șochează că te relaxează. Dar mă gândesc așa, oamenii, de exemplu, să facă în loc să fac ceva mai productiv, să uită la ASMR sau cum. Adică... Nu, ce... te uiți la el când te relaxezi. Uite. Ce fenomen sau care lucru a influențat atât de mult această creștere a ASMR-ului? Adică oamenii chiar căutau să asculte ceva ca să se relaxeze? Sau nu-mi dau seama cum a devenit atât de populară chestia asta? Da, cred că pur și simplu te relaxează și au simțit foarte mulți asta. Nu știu, la mine așa se întâmplă, uite ce serios am devenit. Irina... Irina. Wow, Irina, stai așa că am căștile dat tare. Am făcut ASMR cu Irina. Fii atentă, vreau să trecem la un subiect mult mai serios. Nu știu dacă și tu știi treaba asta. Tu ai cântat Galbenă Gutuie la un moment dat. Da. Și prietena mea Mimi a cântat Galbenă Gutuie. Da. Și s-au dat clipurile jos de pe YouTube. Da. Pentru știu că ați făcut un cover. Da. Și tu ai primit mail-ul ăla? N-am primit mail-ul, pentru că acel cover a fost postat de un trust sau un... Da, ai dreptate. Către mine. Ce, te-ai speriat că o să zic numele? Nu, n-am nicio problemă. Și doi, mă gândeam să rog să facem cumva să-l punem înapoi, dar știam că vizualizările s-au dus oricum. Da. Avea vreo 5 milioane al meu. Dar eu n-am înțeles, tu ai face asta vreodată cu un om? Dacă nu, fac și un cover la dans, l-ai dat face... jos, deși ar fi penibil, da? Nu, eu înțeleg, dar nu apreciez gestul. Eu înțeleg gestul, dar nu pot să zic că un artist condamn. Nu se bucură când alți oameni, poate nu la fel de talentat sau care nu sunt atât de bine, fac cover-uri. Eu n-am pus niciun ban cu piesa aia, nu e ca și cum mi-a venit mie un ban în buzunar pentru că am cântat acel cover. Nu. Da, eu, din contră, eu m-aș bucura dacă cineva vină un face... ban. Nu, sincer. Eu m-aș bucura să ia cineva piesa mea, să o cânte bine și să devină populară, sincer. Da. Uite, Bishop Briggs, care cântă River,
nu e la fel de huge ca Pink. Și totuși Pink în concerte îi cântă piesa. Da. Cover. Adică te-ai bucura, nu? Da, sigur. Da, n-am înțeles gestul ăsta. Eram curios ce părere ai avut, dar probabil că te-ai întristat. Da. Și mai ales mama s-a întristat, pentru că mama chiar iubea piesa aia foarte mult, și anume acea interpretare. Mulți oameni s-au întristat pentru că odată ce au venit sărbătorile au început să o caute. Da. Că, na, piesa aia devine cumva cerută. Ia, uite ce întrebare a venit pentru tine, ce Irina. Ce întrebare? Eu nu știu dacă e cineva din colegii noștri, dar așa pare că ar fi, deși nu, că uite-s mesaje mai vechi. Întrebare pentru Irina Rimes. Care este părerea ta despre Virgin Radio și cum te simți fiind alături de echipa Virgin Radio în direct la maratonul lui Nicolae? Zici că dacă voiam, nu întrebam eu asta. Dar îmi place întrebarea, Irina. Zici ceva drăguț. Mă simt ca la doctor. Trebuie să deschid gura în continuu. Ca la dentist, am vrut să zic. Da, eu, măcar să știi că sunt, eu am terminat jurnalismul, deci dacă aș fi dentist aici, nu sunt ca băiatul ăla care a avut probleme cu legea, că nu era dentist, dar el de fapt profesor. Nu, de fapt, acum serios, foarte serios vorbind, este a treia oară când vin la maratonul tău și faptul că vin și îmi place să vin aici spune ceva despre ce părere am despre Virgin Radio, faptul că port hanoracul și tricoul Virgin Radio de câte ori am ocazia, spune ceva despre asta. Se registrează asta. Faptul că mai am, nu doar că-l port eu, ci am mai luat de aici hanorace și tricouri pe care le-am dat prietenilor și le poartă și ei. Și mai am ceva să zic. Da. Și faptul că pe laptopul tău... Da, am un sticker Virgin Radio, exact. Adică n-am un sticker bla bla radio, nu am un sticker trulilala trulilala sau bla bla. Radioul Blackley Clu, ci am un... Foarte drăguț. Și îți mulțumim, dar nu, nu avem nicio problemă cu alte radiouri. Mereu am fost friendly, ba chiar s-au și întâmplat chestii. Da, păi Eva, nu v-am sunat noi odată să, ba da, să facem... Pe Bogdan Șurubel și eu nu ți-ai sunat dimineața, că eu nu pot să mă trezesc la ora aia. Dar avem niște oameni ca ei atât de talentați. Noi rămânem live pe Facebook-ul Virgin Radio România. Am simțit primul moment de oboseală că am făcut pauza aia. Ai simțit-o? Rămânem live. Am simțit, începe. Gata? Nu, sunt bine, dar cedezi, începe. Cedezi, uite-am așa urmă începe. Aici, dacă vrei. Rămânem live pe Facebook-ul Virgin Radio România. Poate mâncăm și niște șaorma. Friends, îți place? Îți place de Ani Marie? Da. De cine? Super talentată. Ah, de Ani Marie, da. Mult. Yes. Boom. You say you love me, I think you crazy when I'm more than friends. You're like a fire. Așa. Wow, sunt foarte multe întrebări. Mai intrăm, normal. Dua Lipa, ce asculti în ultima vreme? În afară de piesele tale din studio. Nu ascult piesele mele. Le asculti involuntar. Nu, nu e adevărat. Ascult o piesă pe care am făcut-o zile trecute. Dar nu te auzi că trebuie să vorbești la microfon. Suntem încă live. Telefon. Bine. Sunteți live cu mine acum. Irina. Am dat telefon, mă întorc. Se întoarce Irina în 3. O iubesc foarte mult oricum. Poate să facă ce vrea. Deci. E o piesă pe care am făcut-o cu Alex cu toți și ascult non-stop, dar eu o să-ți trimit pe WhatsApp. Așa. Să ascult și tu și o să-ți dai seama de ce o ascult non-stop. Da? E secretă sau nu, îi dau un boxe? Păi, nu? Nu, dăm, unde să o dai? Aici. Adică aici mă refer on air. Poți să o pun și pe radio. Păi Dan s-a auzit pe radio. Vai! Dar știu, dar stai. Ia. Stai, acum pune o întrebare prin mesaje, sunt sigur. Stai că stai o secundă că m-am pierdut un pic că mi-a spus. Eu aștept că ai tu nevoie. Iubitul meu, mă, de Lenuța, nu. mi-a scris un mesaj foarte drăguț, foarte scurt și m-am pierdut un pic. Așa. Ok. Unde? Aștept. Lenuța, Lena, Len, cui am trimis piesa? Recent, m-am pierdut. Eu iau doar o gură de aer în momentul ăsta. Mă bucură de liniște. Cât timp, Irina? Ce? Asta e. Mor. Are 2 minute piesa. Mamă, fii atent, un mesaj lung. Bună, Irina, bună, Andrei. Normal, Irina prima. Mi se pare normal. Îmi place de voi super mult, vă ascult cu drag. Irina, muzica ta mă încântă și ai reușit, nu știu cum, să lansez melodiile exact când aveam cea mai mare nevoie. Întrebarea mea pentru tine este: cum treci peste o perioadă mai grea sau mai tristă? Pe lângă compusul melodiilor, ce te ajută să ai starea bună și cum reușești să mai ai puterea să transmiți atâta energie? Vă pup, să aveți o seară minunată, Adina.
Deci. Mamă, și trebuie să dai un hanorac cuiva care pune o întrebare. Ia un calcul. Asta e o întrebare pe care o primeasc cel mai des. Vezi că ți-am trimis. Nu, adică nu te întreabă lumea cel mai des ce faci? Pe mine asta mă întreabă. Ce faci? A, da, bună, ce faci? Da. Așa, să revenim la asta. Serioasă. Da, o întrebare la care eu nu știu să răspund niciodată, pentru că lumea mă confundă, pentru că scriu versurile pe care le scriu și muzica pe care o scriu, lumea mă confundă cu un analist sau cu un psiholog. Ok. Cu un om care ar ști cu ce se mănâncă sentimentele, cum să scap de ele sau cum. Păi să... și cum, nu știi? Nu. Nu, serios. Eu am marele noroc că pot să-mi scriu toate, de fapt pot să-mi exteriorizez frustrările, ceea ce alți oameni nu pot să facă. Bă, fac și eu asta, dar crede-mă că m-am înregistrat de câteva ori și nu pot să le fac publice, adică nu o să se regăsească nimeni. Adică sună foarte prost, la tine chiar sună și bine. Da, și asta e singura metodă prin care pot să scap de frustrările mele. Asta e un adevăr, n-am de ce să-l ascund. Adică aș putea să-l ascund, că s-ar putea într-o zi să se întoarcă împotriva mea tot ce vorbesc. Dar... cineva insistă să-i spui... Da, probabil nu sunt în depresie, n-am fost niciodată în depresie, adică am avut o mini-depresie, dar n-a avut legătură cu dragostea. Tot din una, dragoste sau bani? Bani. Așteptai niște facturi, nu? Și probabil. Nu, n-au fost facturi, dar n-au fost nici venituri, adică nici nu cheltuiam, dar nu cheltuiam când aveam ce să cheltui, adică, na. Da. Și atât, și eu scap de problemele mele interioare, de frustrări și tot ce mai e, legat de asta, prin muzică. Așa eu trec peste o poveste de dragoste sau peste orice. Și cam how nice. Eu știu că am mai primit întrebarea asta, cred că și la maratonul meu, dar nu pot să nu mă bucur de fiecare dată când povestești. Ceva insistă, dar nu știu, uite, răspundem. Cum te simți când lumea îți ascultă melodiile? Foarte vă rog, bine. Îmi spuneți, vă rog. E ca și cum tu povestești, Garfielder, e ca și cum povestești ceva și lumea te ascultă. Exact cum ești tu la microfon, probabil. Da, că mai povestesc și din casă, nu bine? Povestesc de multe ori tot ce e bine. Mai am niște idioțenii, dar o să scap de ele. Mai primesc mesaje de la mama, nu mai zice tot din casă. Eu nu știam chestia asta. Cine e aia? Păi asta e interesant, că altfel... Păi, da. Altfel nu e interesant. Pe oamenii nu interesează lucrurile neautentice, neadevărate și... Uite, Nicolae Andrei m-a etichetat într-o postare. Unde fac eu? Toate alea, da. Gata, m-am uitat. Care e animalul tău preferat de companie? Bă. Bine ați venit la oracolul cu Irina Rimes. Animalul meu preferat? Da. Nu știu dacă am un animal preferat. Nu ești animal de companie. Păi, mi-ai zis vreodată să fiu? Păi da, dar nici n-aș îndrăzni. Tu ești prietenul meu, pe care îl respect și îl iubesc. Și tu ești prietena mea. Nu cred că am un animal preferat. Îmi plac și pisicile și câinii. Nu mi-am dorit niciodată un animal de companie. Nu știu de ce, probabil că n-aș avea timp să am grijă. Și da. Da, cam asta. Înțeleg. Trecem la următor. Sunt foarte multe întrebări și aș vrea să răspundem oamenilor. Ăla e WhatsApp-ul? Da, e WhatsApp-ul radioului. Înțeles. Dar trebuie să te gândești la întrebările astea care ți-a plăcut cel mai mult, să o premiezi cu un hanorac. Așa. Ce este cel mai de preț pe lumea asta pentru tine, Irina? O, muzica mea. Vezi că ți-am trimis ceva. Am vrut doar să dau la E acolo, că se potrivea fix. Ai zis muzica mea și știam că vine E. Așa? E, dacă o să dai play la chestia aia, nu știu dacă vrei să-i dai. Nici păi eu vreau să-i dau și bine. Nu știu ce e. Anyway, dar... E bine sau nu-i bine? Nu știu, cred că e bine. Păi atunci îi dăm play. Nici eu nu știu. Eu nu știu despre ce e vorba, dacă dar am încredere în Cotoi pentru că face niște treburi absolut bestiale. Dacă asculti piesa asta, o să înțelegi ce e mai de preț. Păi dăm play. Uite, după ce se termină Candy Shop, intrăm și dăm play, că am pus-o aici în WhatsApp-ul nostru. Mamă, mi-e și frică un pic. De ce? E cu înjurături, zi-mi. Nu, Doamne ferește. Sigur? Nu, da. Sigur da. Nu înjuri. Nu, ție, da? N-a înjurat? Nu. În piesă? Nu. Nu, serios. Ce vlogger urmărește Irina? Nu urmăresc niciun vlogger. Sincer, nu pentru că nu-mi plac, nu pentru că respect, nu respect sau așa. Mă mai uit din când în când la oamenii pe care îi iubesc sau prietenii mei, cum de exemplu ești tu, mă mai uit pe Instagram. Dar eu nu prea am timp să urmăresc vlogger. Eu dacă am găsesc 20 de minute libere... Da, dacă găsesc 20 de minute libere, eu fac ori exerciții la franceză, ori mă bag la pian să studiez la pian. Stai, cum adică exerciții la franceză? Da, îmi place franceza, studiez franceză.
Cu cine? Faci meditații cu cineva? Da, fac meditații ca la școală. Da. Și vrei să cânti în francez? Da. Nu neapărat, îmi place foarte mult limba franceză și vreau să o cunosc. Să știi că ești mai bună decât Indila. Nu, te rog. Aș zice, nu. Ba da, nu. Public, deschid microfonul și zic, chiar dacă suntem doar pe live. Nu cred. Ba da, vreau să crezi în tine, ești mult mai tare decât eu Indila. Cred, dar nu. Anyway, da, și decât să mă uit la ceva ce nu neapărat o să mă ajute în viață, mai bine fac lucrurile astea. A venit o întrebare, nu știu. Istoria, sau... Fii atentă. Nu știu de unde e întrebarea asta. Dacă ai cunoștințe, nu cred că s-ar supăra. Cum ar răspunde Irina? Bă, da, asta e chiar out of space. Cum ar răspunde Irina unei invitații de colaborare cu David Guetta? A zice, da, dar întâi trebuie să facem deal-ul, să vedem cum împărțim procentele. Adică Guetta e cutră bătrână și s-ar putea să te facă. Clar o să mă facă. Adică... Da, eu mi-aș dori foarte mult tu să cum ai răspunde la o colaborare cu David Guetta? Chiar dacă n-ai niciun talent la cântat, de exemplu. Cum dacă adică? Vine David Guetta, eu cred în tine, eu vreau să apar pe următorul meu singur. Nu mi-aș permite să spun că aș răspunde. E jignitor, aș accepta direct. Da, eu aș da din dar cap. Tu ai mult mai multe șanse decât mine să se întâmple asta. Dar dacă te văd pe main stage la Tomorrowland cântând cu Guetta, eu sunt foarte fericit. O să vin în fața acolo și o să plâng. Da? Promit. Promit, mamă. Plâng la comandă, chiar dacă nu-mi vine. Păi atunci am doar scriu în planurile mele de viitor să fac un feat cu Guetta. Wow. Visăm frumos, nu? Uite, anul ăsta îl trag de mânecă la Tomorrowland și arăt ceva de la tine. Ok. Anul trecut am ratat ocazia. Nu mi-a venit, dar anul ăsta, uite, o să fac asta. Hai să ascultăm nebunia asta. Oi, dar vezi că e trist. Candy Shop la Virgin Radio cu bombonica noastră preferată, Irina Rimes. Ce, nu-ți dar place? Dar vezi că e tristuț. Ce, că ești bombonică? Nu. Ai zis că să ascultăm nebunia. Păi să ascultăm nebunia asta, pentru că nu știu ce e, la asta mă referam. Nebunie că mi-ai trimis ceva pe WhatsApp. Eu l-am trimis pe WhatsApp-ul radioului și hai să vedem cum sună. O secundă, să spun că oamenii care ne ascultă la radio nu știu. Da. Am făcut la altă seară o piesă. Da. Care nu știu dacă vreodată o să o lansez, nu știu ce se va întâmpla, dar cred că e prima oară când se întâmplă așa ceva. Când faci așa ceva, la mine. Da, când mai natural decât atât. Nu are ce să se întâmple. Uite, poți să le spui oamenilor dacă ai chestia asta, că de-abia ai lucrat la ea. E terminată? Păi, e sau ieri. Ieri okay. Am scos-o din studio. Nici nu e terminată bine. Păi și ce? Ascultăm așa un draft. Uh-huh. Nu? Ok. Deci Irina Rimes tocmai ne-a adus cea mai nouă chestie pe care a făcut-o la Virgin Radio. Cadou mai mare nu putea să ne aducă. Nici măcar o șaormă. Se numește și astăzi, și ieri... și azi... Și astăzi e un alt fel de ieri. Și astăzi e un alt fel de ieri. Hai! E și foarte natural, e foarte bine că ai zis... Pa, 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 pa. O să mai spun o dată că e în premieră la Virgin Radio. Și azi e un alt fel de ieri care zburtă pe țigle roșcat și se strecoară prin ferestre uitate deschise înspre seri. Și azi e un alt fel de ieri, mai gol și cu tălpile ude, plimbat pe străzi de oriunde, ferestre îmbrăcate în perdele sfâșiate de stele. Și azi e un urcă-te-n nor, ploaie să-ți fiu, dacă încă mai vrei, dacă nu-i plăcut.
E ceva tristuț, dar sincer, nu știu, nu-mi vin cuvinte mai bune după atâtea ore petrecute live decât că mi-a rupt capul treaba asta, Irina. Mi-a rupt capul și într-un sens foarte frumos. Mulțumesc. Asta iubesc eu cel mai mult. Wow. În viața mea. Și uite, deja vin mesaje. Este ultra genială. Piesa trebuie scoasă, lansată, este wow. Îi ador vocea Irinei. Te rog, Irina, dacă nu o lansezi, o vreau și eu măcar să o pot asculta ori de câte ori simt nevoia. Neapărat. Am și zis că ți-o trimit. Nu, asta e un mesaj. Eu am deja. Un naz cu ciocolată sau întotdeauna cu șaormă? Uși, întreabă cineva. Ai dat drumul la live? Bună! Da. Super maratonul, ești genial. Irina, melodia este minunată. Mulțumesc. Sună demențial piesa Irinei. Îmi spune Cosmin. Ce mișto sună. Astea vin live în momentul superbă. Ăsta. Foarte tare melodia. Trebuie să fie în playlist. Super, super și instrumentalul și vocea. Wow. Piele de găină. Wow, mișto. Oh, ce tare, mulțumesc. Vreau și eu melodia Irinei, să o aud mereu. Are ritm și sună frumos. Ce mă bucur. Superbă melodia. Mesajele continuă să vină. Nu se opresc nici în momentul ăsta. E incredibil. Așa că, dacă mai stai pe gânduri... Știi că o să apară pe net în curând. Când? Știi, de curând? Păi când? O să ia cineva de aici. Nu? S-a auzit în boxe. Mă rog, că eu nu mă supăr. Tu nu te superi? Nu o să, n-o să, n-o să dai un mail de la și o să încerci să dai jos? M-aș supăra? Nu, pentru că m-aș supăra în cazul în care eu... Știți, muzica nu-i pentru bani. Se întâmplă ca muzica să facă bani, ce e un lucru bun, pentru că artiștii ar trebui să trăiască și ei. Dar eu nu fac muzică pentru bani. Corect. Și atunci, indiferent de cum se întâmplă ca muzica mea să ajungă la oameni, eu mă bucur. Și dacă cineva mi-o licuiește și mi-o pune pe YouTube, eu nu o să scot, promit. Absolut genial. Adică, da. Aș scoate un caz în păi care... Păi fii atentă ce face, fac... Irina. Pentru da. Oamenii care vor să pună piesa pe internet, înaintea ta, dacă tot am piesa acum, înainte să pleci din emisiune, la final, o să mai dau o piesă o dată, o să fac liniște, să poată oamenii să o ia așa cum trebuie. Sunt curioasă de la cap la coadă. Și o să fac liniște. Cât are piesa? Stai să văd acum exact. 2 minute. Dar nu știu dacă e bine. 2 minute 48, îmi pare rău acum, ce să fac, Irina? Okay. Iartă-mă, o să te super pe mine. Păi nu, dar uite, acum noi facem special. Dar dacă se întâmplă, că se întâmplă, e interesant. Dacă o facem special. Păi eu cred că o să se întâmple oricum, dar măcar dacă o pune cineva, să dăm cu banul? Da. Ai un ban la tine? Că, pentru că un mi se leu pare moldovenesc? Forțat. Uite, noi deja am vorbit despre chestia asta. Mi se pare forțat un pic. Da, dar nu e forțat nimic. Ce ne pasă? Pur și nu, simplu. Bine, e o piesă bună și au venit 10 de mesaje instant pentru ea. Bine. Dacă așa ai făcut, muzica e făcută să fie difuzată. Bine. Ha? Da. Auzi, Marius din Suceava. Irina, dacă nu faci muzică pentru bani, cum rămâne cu cele 2 milioane de euro? Păi, eu sper să deschid o cafenea și să fac un coffee acolo. Shop? Da. Wow. O să deschid o cafenea și o să fac bani cu acea Am cafenea. Niște prieteni care au o piesă fix pentru coffee shop-ul tău. Da? Da. Îmi place piesa. Hai să o ascultăm. Coffee shop? Da. Stai să văd că nu am aici coffee shop. Vrei? Îți dorești foarte mult coffee shop? Păi că punem. Păi am crezut că o ai pregătită, da. Păi nu, dar uite, niște prieteni. Păi nu știi? Îi cheamă Sunnery Jim și Ryan Marciano. Da, mă, cum? Ieri am vorbit cu ei. Da? Da, eu chiar ieri am vorbit cu ei din întâmplare, pentru că la ora... Serios? Da, la ora 21 și să ne întâlnim la Tomorrowland și la ora 21 mi-au trimis în premieră piesa pe care o lansat-o astăzi cu un mesaj pentru... Ce tare! Dar nu vreau să stricăm acum din moment că sunt cu tine aici. Bine. Și să facem premiera în ora asta, care oricum trece foarte repede. La 21 am piesa cu tot, cu un mesaj, mi-au trimis oamenii tot, o să vezi, dacă o să asculți, tare, o să-ți placă. Da. Sunt super curioasă. Deci, stai așa, că acum Irina își dorește coffee shop. În coffee shop, la Virgin Radio, ce să facem? Ești gata? Da. Da, hai să ne luăm rămas bun de la oamenii care sunt live pe Facebook. Gata? Gata? De live, da, mai rămâne moner. Pa. Bye, guys. Vă iubesc. Și coffee shop-ul ăsta nu mă așteptam să-l ceară Irina Rimes, dar sunt un copil atât de...